Vești proaste pentru șoferii ieșeni. Direcția Regională de Drumuri Naționale a anunțat că pe drumul european vor fi montate 12 semafoare în Lețcani, Podul Iloaiei, Bălțați și Târgul Frumos. Măsura a fost adoptată pentru prevenirea accidentelor rutiere. Pe de altă parte, timpul petrecut în trafic va crește. Semafoarele vor fi testate cu ajutorul unui soft, care va fi ajustat de o firmă specializată. De astfel, poliția rutieră a indicat punctele nevralgice și a propus semaforizarea unor treceri de pietoni și crearea unor benzi de stocare în intersecții, precum cea cu drumul spre Erbiceni, respectiv cu strada cu Zavodă. Vrem să montăm două semafoare la actuala trecere de pietoni de la primărie și cea de la farmacie, da. Bineînțeles corelate, dar am făcut niște analize, le-am prezentat și domnului prefect, a fost inițiativa domnului prefect Cojocaru, le-am prezentat că noi nu vrem să încurcăm mai mult decât să ajutăm. Da, să vedem, pentru că va fi semafor și la Lețcani. Primăria Iași a dat semafoarele, a donat semafoarele la primăria Lețcani. Noi am avizat cu poliția. Primăria Lețcani este în achiziție de lucrări, instalare de semafoare, că nu e așa ușor să le instalezi, că nu vii și doar le pui pe stâlp. Și vom vedea cum funcționează alea, cum funcționează și așa de la Podul Iloaie, mai trebuie și la Bălțați, mai trebuie și la Târgu Frumos. Mi să nu facem vreo două ore până la Roman. Testele vor fi făcute la Lețcani, în Podul Iloaiei, la Bălțați și Târgu Frumos. Noi îi vom analiza. Eu am fost la domnul prefect, am lăsat materialul acolo, le-am analizat și cu dumnealui, mai urmează să le analizeze și dumnealui cu poliția rutieră și cu toți factorii responsabili și să luăm decizia cea mai bună. Semafoarele vor fi instalate pentru zilele de luni până joi, iar spre weekend acestea vor fi oprite pentru a nu încurca și mai mult traficul în zonă. Cel mai probabil testele vor începe la începutul lunii iulie.